Binecuvântat să fie numele Domnului. Stăm înaintea lui Dumnezeu și am vrea pentru dimineața aceasta să ne rugăm și pentru aceasta mă voi folosi de un cuvânt din Cartea Sfântă, din Psalmul 32, versetul numărul 8, verset arhicunescut de toți și am vrea ca acest verset să ne vorbească și să ne motiveze la următoarea rugăciune. Spune cuvântul lui Dumnezeu astfel: Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Eu, zice Domnul, dacă aceste cuvinte ar fi fost puse de un om, poate nu le-am fi dat importanță, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre om, blestemat fie omul care se încrede în om. Dar aceste cuvinte sunt spuse de însuși Dumnezeu. Eu, zice Domnul, te voi învăța. Dumnezeul nostru este același, ieri, azi și în veac, neschimbat. Și una din atributele pe care le are Dumnezeu este credincioșia Lui. Și prin faptul că Dumnezeu ne-a chemat pe nume și ne-a dat un nume mai presus de orice nume, acela de a ne numi copii de Dumnezeu, cred din toată inima că Dumnezeu dorește lucrul acesta. Dorește ca să ne învețe. Și cum ne învață Dumnezeu? Noi nu putem să-L limităm pe Dumnezeu, să spunem că Dumnezeu ne învață numai din cuvântul Lui. Dumnezeu ne vorbește numai prin prorocii. Dumnezeu vorbește, este nelimitat Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu mi-a vorbit printr-o floare minusculă, o floare nebăgată în seamă. Când am privit-o, am văzut măreția lui Dumnezeu. Când am privit fulgul de nea, am văzut măreția lui Dumnezeu. Când am privit natura, ceea ce mă înconjoară, am auzit glasul lui Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu mi-a vorbit prin copii, dar ceea ce trebuie să fac eu și tu, că atunci când Dumnezeu vorbește, spune Psalmul 62 cu 11, odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit eu. Cu toții suntem într-un iureș, într-o alergare nebună, dar Dumnezeu ne spune astăzi, oprește-te, eu vreau să-ți vorbesc, eu te voi învăța. Cum știm când ne vorbește Dumnezeu? Spune psalmistul, mi-ar dea inima în mine atunci când îmi vorbea. De multe ori când auziți cuvântul lui Dumnezeu, nu simțiți că acest cuvânt este îndreptat împotriva ta? Fără ca cel care vorbește din față de ei să-ți cunoască problema ta, dar știi că acel cuvânt pe care Dumnezeu îl spune, este pentru tine și pleci acasă zidit. Eu te voi învăța, te voi sfătui, ca și oameni, ca și copii ai Domnului. De multe ori în fața noastră stau probleme, de multe ori stau în fața noastră lucruri pe care zicem, e prea greu pentru mine, nu pot. Dar Dumnezeu spune, te voi sfătui. Nu s-a întâmplat ca amiez de noapte Dumnezeu să te trezească, să-ți dea un gând la problema care o ai. Nu s-a întâmplat ca atunci când te-ai rugat la problema care o ai, Dumnezeu să-ți dea lumină. Dumnezeu te va sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Lucrul acesta ne obligă, frații mei, fiindcă Dumnezeu este peste tot și în toate. Nu numai când suntem în casa Domnului, oriunde, noi reprezentăm un nume, îl reprezentăm pe Dumnezeu în această lume. Și Dumnezeu are privirea îndreptată asupra noastră. Dacă de multe ori cei din lume ne privesc și au lupa pusă pe ceea ce facem, ceea ce vorbim, cum ne purtăm, tot ceea ce facem, ei ne urmăresc. Dar Dumnezeu, care a plătit totul pentru noi, care are pretenții de la noi, dacă tu ca și părinte, de multe ori ne sfătuim copiii și spunem, nu te duce și pune mâna acolo și te retragi într-un ungher și îl urmărești. El se duce și face exact ceea ce tu i-ai spus să nu facă. Și când te uiți la el, se întoarce și nu mai face. Dumnezeu vrea să ne vorbească, să ne învețe, să ne sfătuiască și totodată să fie cu noi, să ne dea pricepere în tot ceea ce vom face. Depinde de mine și de tine. Dacă suntem în locul acesta, suntem fiindcă vrem să-i auzim glasul. Și pentru aceasta trebuie să lăsăm totul la o parte, să ne deschidem inimile și să fim atenți la ceea ce Dumnezeu ne va vorbi. Să ne dea ochi de auzit și urechi de auzit, ca Dumnezeu să facă prin noi lucrările Lui minunate. Amin. Doriți lucrul acesta? Amin. Haideți înaintea Lui să ne deschidem inimile și Dumnezeu să vorbească mai departe. Amin.